Bună! Astăzi eu și Bebe vă vom povesti care este rolul lui tati în creșterea celui mic. Pentru că el se duce la muncă și muncește destul de mult, uneori ajunge să lucreze chiar și 24 de ore sau chiar mai mult. Încercăm să nu-l solicităm prea mult, însă chiar am nevoie de ajutorul lui destul de des pentru că of, nu-i așa, mami? Așa, te-ai supărat tu acum? Pentru că este solicitantă și munca aceasta de mămică. Așa că tati, de fiecare dată când poate, îi pregătește lui mami micul dejun. Nu ceva sofisticat, super simplu, așa, gen câteva felii de pâine prăjită cu unt, cu miere sau cu ce mi-e poftă în dimineața respectivă. Bebe este un pic supărat. Da, mami, vorbim și despre tine. Hai să ne uităm acolo la fete. Da, mami. Este supărat pentru că el vrea să iasă afară acum. Da, mami. Da, iubițelul meu. Grăseanul meu. Așa, după care dimineața petrece timp cu bebe. Câteodată 10 minute, câteodată o oră, depinde cum îi permite timpul și la cât se trezește și tati. În timpul zilei vorbim cât de des se poate, uneori și cu video, ca să-l vadă pe cel mic, îi trimit poze. Și da, mami, hai să te țină mami așa. Hai să te țină mami așa. Așa. Iar seara, tati ne ajută la băiță, ori mă susține pe mine, eu fac și el mă ajută, ori invers, depinde cum ne coordonăm și cât de obosiți suntem fiecare în ziua respectivă. Și la toaletarea de după băiță ne ajută tati, da, mami. Și apoi mai stă iarăși cu bebe și vorbește, fie înainte de băiță, fie după, depinde la fel, depinde la ce oră ajunge acasă. Și mai stă de vorbă cu bebe, că îi place foarte mult să vorbești cu el în perioada asta. Și cam atât. În weekenduri atunci ne permitem să avem timp mai mult unul pentru celălalt și ieșim de fiecare dată când putem, toți trei, și ne jucăm, interacționăm atât cât ne permite timpul și bine, timpul meu este 100% dedicat celui mic, bineînțeles. Dar ne dorim ca și tati să aibă din ce în ce mai mult timp pentru noi, deși nu ne plângem și mulțumim că totuși se implică. A, și să vă mai spun că tati schimbă și Pampers când îl roagă mami. Se pricepe așa ușor, ușor și ne ajută cu orice mai are mami nevoie, atâta timp cât nu este și el destul de obosit. Și eu profit de orice ocazie să-l mai pun la treabă, ca să vadă că nu este ușor să crești un bebe și să nu creadă că eu stau toată ziua, deși nu crede asta. Dar sunt foarte mulți tătici care cred că mamele nu fac nimic toată ziua, deși chiar am citit recent un articol că jobul, sau ca să fii mamă, este ca și cum ai avea 2,5 joburi. Deci 8 ore cu 8 ore cu încă 4 ore. Deci cam atât muncește o mamă într-o zi. Așa că, mămici, puneți-i și pe tătiși la treabă, chiar dacă au foarte mult de lucru, pentru că este foarte important să interacționeze cu bebeii. Să nu se sperie de ei, să interacționeze foarte bine, să aibă o relație specială și cu tăticii, chiar dacă nu petrec atât de mult timp cu ei, că trebuie să se ducă la muncă. Și tătici, este foarte frumos și o să regretați dacă pierdeți această perioadă din viața micuților voștri. Bebe, zile și tu ceva.
Nu vrea să stea cu fața la voi, cred că este atras de mobilă. Vrea să citească deja. Hai, bebe, hai să pupăm fetele și să le spunem la revedere. Hai. Hai să pupăm, hai să pupăm. Hai, hai invers, uite așa. Așa, gata! Urmăriți-ne în continuare pe aceleași canale, pe site, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube și vă pupăm împreună! Mua!